Hei, 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 noroc, prieteni! Noroc, începem un nou vlog. Și astăzi vlogul îi dăm bătaie prin a face un tur a casei. Filmăm casa fiindcă ne mutăm! Și fiindcă toată treaba asta cu COVID cum împiedică să vină oamenii să vadă casa, cei de la agenție ne-au spus, ok, faceți un scurt video tour al casei, trimiteți-ne video și găsim noi în locul vostru cine să ia casa. Pentru că v-am mai spus într-un alt video că dacă lași casa, deci dacă lași chiria până la împlini un an sau termenul din contract, riști să pierzi depozitul. Noi avem $750 depozit și ne gândeam că ar fi bine să luăm înapoi și deci căutăm chiriaș pentru casa asta nouă. Pentru casa asta care o lăsăm. Vedeți cum ne-am trezit noi astăzi, dimineața asta, și surpriză frumoasă. Și mai facem ceva. Mergem afară. Oh, hei, te apuci de grădinărit? Iată așa, ne apucăm de grădinărit dimineața asta. Iată ceea ce am cumpărat noi ca să plantăm când ne mutăm. Și aici mai avem două plante. Iată. Trandafirul ăsta când l-am cumpărat, el era cam vai de steaua lui. Nu era într-o stare foarte bună, se vede că a uitat să-l ude sau era căzut pe jos, că mai are câteva frunze așa pălite. Dar l-am adus acasă, l-am pus așa într-o poziție să-l bată soarele așa frumos. L-am udat și el ne răsplătește. Și acum începem să avem grijă de astea. Ta-dam! Sunt pauza de prânz și continui procesul meu de experimentare cu Maya. Și mă gândeam să vă spun ce se întâmplă aici cu provincia Nova Scotia și cu COVID. Păi, în provincia Nova Scotia, de vreo două săptămâni nu s-a mai înregistrat niciun caz de nou din îmbolnăvire. Toți cei internați diagnosticați cu COVID au fost toți externați. Și provincia Nova Scotia plus alte trei provincii vecine a hotărât să facă un bubble, adică provincii în care poți călătorești liber, fără să intre după asta în carantină. Că vine Canada Day, vin weekendurile lungi de vară și au dat drumul la turismul local. De fapt, chiar se încurajează, călătoriți și consumați local. Și cu ocazia asta, evident, și noi facem cam același lucru, cred că. O altă veste bună care am primit-o chiar acum câteva minute, că la noi la muncă, nu știu, și-o gândit administrația, că ne oferă la toți posibilitatea ca vinerea, după masă, să ne luăm liber. Liber plătit. Adică săptămâna se dureze nu 5 zile lucrătoare, dar 4,5. De ce nu? Cu COVID-ul ăsta caută lumea posibilități să maximizeze resursele, dar și să caute moduri de a se relaxa.
Hei, prieteni! Nu știu cât se vede, dar... Ia uitați-vă ce surpriză vine astăzi. O alarmă de incendiu la noi în bloc. Suntem de vreo 10 minute afară, iată vine tot echipajul de pompieri. Eu cu mine am luat ce am reușit. Ambele laptopuri, documentele. Oh my. Și focul țintețește. E un fum dens, din ce în ce mai dens. O, Doamne, eu doar sper să termin totul cât mai repede. Ironia sorții câteva săli înainte de a ne muta. Am văzut multă lume care și-au luat pisicii afară, erau cu motanii în brață. Eu n-am reușit să le iau pe nostru, fiindcă nu avem cușcă pentru dânsul și mă gândeam că o să fugă dacă le iau cu mine. Speram că de sus de acolo n-a să ajungă la etaj. Pare că incendiul s-a mai domolit, nu mai iese așa-l fum. Dar habar n-am că n-o să ne dea voie să intrăm înăuntru. Și atât eu de-abia acum am înțeles utilitatea la hidranții care îi vedem pe stradă. De multe filme americane sunt hidranții pe stradă în care vin mașinile și intră în trânsele. Dar acum s-o conectați la mașinile astea, echipajele de pompieri, s-o conectați la toți hidranții de pe străzi. Iată, văd acolo suie, urca a doilea pompier. Hai. Îți dă palpitații o astfel de situații. Eu eram în pauza de prânz, vroiam să mănânc. Da, adevărul e că eu am simțit un pic de fum înainte de asta. Probabil cu vreo 10-15 minute înainte ca să ne evacueze. Era un iz de fum, dar cum noi avem un restaurant la partier, de multe ori la ei se mai arde mâncare, mai sunt mirosuri de mâncare. Însă data asta mirosea a ars, a un material topit. Chestiile devin interesante. Sus, vă arătam, aveau doi pompieri, acum au o dronă. O să inspectez cu drona daunele sau și pericolii sau în și stadiul incendiu. Eu i-am scris managerului meu că, știți, la noi fire in the building, toți afară. Eu nu o să mă pot conecta, nu știu, probabil vreo câteva ore, fiindcă nu cred să ne dea ei voie înapoi, cel puțin nu în următoarele ore. Yeah, from your neighbors at His Convenience. Okay, thank you very much. Yeah, I was going to buy them from Caminato, Cartier Atlantic, but they know. Ca să vedeți, vecinii noștri, asta e a doilea vecin care vine să ne... fiindcă noi stăm aici pe iarbă. Și unul vine și ne-a dat apă, un vecin, care o fată care o cunosc. I-au cumpărat mai mulți sticle cu apă și o vine și ne-a dat. Și un alt vecin a spus că de la Convenience, avem un mic magazin care e sub casă. Și a spus că e de la magazinul și ăla ne-a dat să gustăm ceva, să mâncăm ceva cât stăm pe afară pe aici. Și așteptam. Ne-au lăsat să mergem sus. Era să arsi tot apă. Deci asta e la primul etaj. Mergea să sedem și să arie apartament. Dacă a luat apa cum aici, la noi trebuie să fie. Wow. La etajul 6. Când nu faci pofi? Pofi nu faci, nu știi alu. Nu. Pofi-s păriet. Pofi-s păriet, dar nu sunt. Nu sunt dauni în casă. În casă apă nu avem. Nu avem apă. Miros a fum. Balconul pare că e curat. Haide-mi, Pufi, am venit după tine să te luăm. În seara asta nu stăm acasă, Pufi. El e spăriet și aluleac. Săracu. Dar măcar nu avem
nu avem daun în casă. Eu cred că apartamentele care erau, fiindcă... Sus o uda mai tare. Da, noi suntem cu fața la nord, apartamentele dinspre sud, acolo au fost udate. Și da. scările erau școli, doar le erau toate ude. Deci incendiul a fost pe partea stângă. Nu, pe partea și au fost incendiul. Da, aici partea asta, slavă Domnului, dar sunt eu miros de fum. Dar acolo în spate încă mai sunt mașinile de pompieri. O, da. Noi am fost și am cumpărat, ca bun obicei canadian, am fost și am cumpărat și noi niște apă și am dat la niște lucrători care erau încă afară. Lucrători la vecini, erau un moșulic la intrare. La partea, da, acolo. La partea și stătea și le-am dus două. Dezamăgit, așa, trist. Și acum mergem la niște prieteni, fiindcă nu pot să stai în bloc acolo. E un miros, un bâxă de fum. Și ne ducem să ne revenim un pic. Da, și să nu stăm afară. Avem două zile mai stat în apartamentul ăsta. Da, ironia sorții, două zile înainte a ne muta și trebuie să ne cătăm loc unde mai stăm. Așa-i. Ca toată povestea să fie completă, că noi am venit acum, ne-am luat câteva haine de schimb și ne spun că ascensorul nu o să putem folosi în următoarele zile. Deci timing-ul perfect pentru că ne mutăm noi. Toate astea funcționează la toate etajele ca să filtrez, să deumidific și aerul, cred că altul aici este tot. Prieteni, noi am venit dimineața asta acasă, sâmbătă dimineața, toată lumea e în weekend și noi cred că o să începem totuși să ne pregătim de împachetat lucrurile. Însă printre altele, Gheorghe e plecat să vorbească cu managerul buildingului. Uitați-vă cu ce mă ocup eu. Ironia sorții, ieri când ardea toată casa asta aici, mie de la poștă mi-au adus, iată, astfel de forme, iată asta. Și asta, de fapt, ce-i? Știți vorbea asta, când viața îți dă lămâi, fă o limonadă. Cu iată ce și fac eu acum, îi să... fiindcă am timp, îi să fac niște bijuterii cu frunze uscate pe bază de rezin. Rășină, pare mi-a scris să numește. Și fiindcă am găsit vreo jumătate de ore liberă, vreau să experimentez, să încerc să lucrez cu rășina asta. O să vă arăt la urmă și din asta ce a ieșit. Fiindcă eu sunt un om care îi place să experimentez, iată aici am culori, am rășină, am formele pentru inel, ăsta-i. Și aici o să avem un inel la final cu plante uscate. În timp și eu începeam să fac curat aici, să le așez. Uitați-vă ce am găsit eu. Anul trecut am fost doar la Niagara Falls când am venit în coa spre Halifax și ca niște turiști care erau buni de amăciți și eram pe atunci, am fost și ne-am făcut, tadam, poză la Niagara Falls. Pare mi-s pozele astea ne-au costat cam vreo $30. Vă spun, ne-au învârtit de $30. Da, măcar o să avem și ce le arăta nepoților vreodată când am fost la Niagara Falls. Și îi dăm bătaie. Printre alte lucruri care le-am descoperit acum e asta. Uitați-vă, eu am cumpărat vreo 2-3 cărți care mă interesau pe mine. Și pisicul ăla nostru de acolo, el e un șoareșe. Uitați-vă ce-a făcut. Eu nu știu, eu o să-l iau la fugărit, la bătut. Iată, la toate cărțile așa au făcut. Toate le ros. Poftim. Mergem acum, după ce am împrăștiat toate lăzile prin casă, mergem să mâncăm kebab, falafel. Da. Aici vorbesc că îi zic mâncare Libanese food. Da, Libanese food. Sau chiar Mediterranean o cheamă. Mâncare Mediterranean, chiar la muncă. Câteodată vinerea la muncă ne aduce eu de mâncare. Eu și aici mai fac cu blocurile astea. Construcții, da. Blocurile în Halifax acum au scat și persile. O, da, Halifax merge spre nord, se dezvoltă. Și vă spuneam, la muncă Friday Social ne făceau câte un vineri cu diferite, cu mâncăruri la diferite popoare, ethnic food. Și ne aduceau Mediterranean, Asian, Indian, Mexican, tot felul de mâncăruri.
Și când am văzut la Mediterranean, când ne-a dus falafel, ne-a dus baklava. Chiar dacă asta e grec-turcească, mă rog, dar e Mediterranean aici sau libanez. Și spuneam lui Gheorghe, eu merg să-mi iau un falafel. Dar eu falafel. Vreau un doner. Doner, asta e un kebab. Kebab, doner. Un mega kebab. Vă voi arăta. Oh, yeah. Azi sunt foarte înfometat și îmi trebuie putere pentru luni, pentru ziua de luni. Am văzut că luni arată thunderstorm, arată niște furtuni și ploi cu tunete și fulgere, așa că mare comedie e toată mutarea asta noastră. Oh, da, s-a început bine de ieri, cu incendiu deasupra acoperișului la casa unde stăm, la blocul unde stăm. Dar las că, nu știu, norocul nostru, norocul chiora nostru e că apartamentul nostru nu a avut niciun damage. Da. Nici o daună. Era apă pe hol, ventilatoare pe hol, pe scări, încă apă care curge pe pereți. Și din nefericire, de la 6-le etaj, vom muta absolut tot pe scări. Fără lift, fără ascensor. Da, ați văzut, v-am arătat că ascensorul nostru nu funcționează, că cum trebuie să repare, replace câteva. Da, câteva piese au fost afectate din cauza incendiului, da? Deasupra. Și au spus că, guys, nu e lift, nu e ascensor. Dacă vreți, așteptați până... Da, să vă mutați pe data de 3. Până pe data de 3 poate să fie ascensorul în funcțiune. Și dacă vreți, vă mutați atunci. Dar noi, așa, aventurieri cum suntem, am spus că, da, noi ne mutăm și pe scări. Nu-i faptul de aventurieri, pur și simplu noi nu avem... Că nu avem timp să așteptăm, da, atât. Da, noi ne-am luat la muncă doar două zile. Luni și marți. Da, noi trebuie să aranjăm tot, să facem. Da, da. E mai complicat. Și Gheorghe o strâns toată echipa de la coffee shop, care o deținem un italian. Sunt vreo 2-3 italieni, vreo 2-3 colegi de-a tăi de muncă. Și clienți de la mine, pentru care muncesc eu, care îmi dau lucrări. S-ar putea să fie vreo 5-6 persoane care să meargă să ne ajute. Asta așa, fingers crossed, sperând că ei nu o să răzgândească sau... Worst scenariu, deci da, cel mai rău caz, îi mut eu singur, nu-i problemă. Într-o zi îi reduc pe toate jos. Ok. Noi am fost, am luat și am venit în parchet aici să facem un picnic. Iată așa. Și asta e Greek Putin. Veggie. Veggie, n-aveau falafel, dar mi-am luat un wrap, veggie wrap. Și Gheorghe era norocos și s-a luat doner, cum zic eu. Cât am plătit pe toată asta? $33. $33? Da. Și plus ceva de băut. Da. Ok. Dăm bătaie cu mâncarea. În parc. Un grup de adolescenți mai încolo. După ce am făcut cutii, peste cutii, cred că i-am mis-o negrit în fața ochilor, am venit în downtown după pizza, fiindcă aici se vinde o foarte bună pizza la un magazinaș aici și am văzut că au făcut zonă pietonală pe drumul ăsta aici. Fain! Le-a ieșit ceva frumos. Și acolo, iată, se vede oceanul. Oi. Focusăm. Da, acolo. Mergem, luăm pizza, mergem la prietenii noștri. Eu pun pariu că o să fie distractiv. Plus că mâine trebuia să fie thunderstorm, trebuia să plouă, să fie urât. O să vedem. Totul se rezolvă. Arhitectură din downtown Halifax. Blocuri. Pare mi-a schimbat la deal. Nu, e aici, e pizza. E acolo o pizza cu ochelari. Luăm și am plecat. Am venit sus, ultima dată mai venim în apartament când tot e gol, tot e gata. Și cine se ascunde acolo în mașina de spălat? Pufchet. Pufchet? Ce faci, mă? Stai să mă descalz. Am făcut curat, au venit și au verificat tot. Pufchet! Gata, luăm tot? Da. Totul e gol, totul e curat, au spus că nu ne opresc nimic din depozit. Pentru că depozitul de obicei pentru
Da, dacă faci ceva downing la apartament ca să poată de unii să-ți oprească bani sau dacă faci murdar. Ia întrebați, e gata să se mut el în casă nouă? Big el a stat mai toată ziua ascuns după mașina de spălat sau după uș, pentru că au venit și ne-au ajutat. Dacă era mașina de spălat deschis, să sunt de acolo. Da, au venit și ne-au ajutat cât? Doi băieți italieni de la coffee shop. Și un client de-a meu cu un locator de-a lui. Da, doi canadieni. Și poate, poate în seara asta... vine un prieten de-a meu vine, da, un prieten din... din Vaslui? Da. Avem tot? Avem psicul, mașina și am plecat. Prietenul ăsta, nostru. Așa mai țipa și mi-or la iep, scări. Așa -i? Hai că mergem. Ce ați aranjat voi o stat dacă nu s-a stricat ceva? Ta-dam! Pare ok. Ne apucăm de scântat. Și aici e garajul și din garaj de aici în casă, în casă sus. Cam așa, în așa situație e casa acum. Living room, la prim etaj. Da, o să avem noi timp să le punem toate la loc. Afară, afară trebuia să ploaie, dar de plouat nu mai plouat și da, și-a venit o ceață de asta densă. Iată, după așa o zi zbușumată astăzi. Așa arată strada. Și noi în sfârșit mergem să ne odihnim. Nu vă spun cum arată fețele noastre. Și în și hal ne ducem la culcare. Dar ideea e că am reușit să ne mutăm. În pofida faptului că am făcut tot pe scări și am făcut tot... cu niște oameni care ne-au dat o mână de ajutor în timpul zilei când ei au putut. Ok? Now we are home. Neața! $280. $280? Da. A fost cu Gheorghe și am cumpărat pentru terasă, pentru barbecue, mâine. Pentru grădină. Da, pentru grădinărie. Și am cumpărat și sase de gunoi mari, fiindcă dacă trăiești la casă, vine vinerea, da, vine vinerea și îți ia tomberoanele, îți descarcă tomberoanele cu gunoi. Da, o dată în săptămână vin și descarcă gunoi. Da, gunoi. Până acum noi gunoiul ne-l ducem când vroiem noi, așa. Deci gunoiul nu-l plătim, pentru că noi plătim nevoie taxe. Ah, da, aici gunoiul nu se plătește, doar că plătești taxe anuale, sărățele taxele. Câteva mii de dolari, în dependență de zona în care ești și de metrajul casei. Și pe baza salariului poți plătești taxe în fiecare lună. Și așa le-ați taxe de plătești. Nu, eu mă referam la taxa de proprietate a casei. Taxa de proprietate, asta e altceva. Da. Câteva mii de dolari, ca să nu spun că da. Aproape două salarii sau cât. Spun un secret, Cristina vrea să iei
mătru cu coadă de len tradițională din paie, dar eu n-am văzut. Din malai, am găsit mătru din malai și Gheorghe nu m-a lăsat să o iau. Asta repede se rupe de spate, dar și e mai greu. Și da, plus că vrem să o punem la, la terasă și mă gândeam că dacă o plouă, o umflu ploaia. Și nu durează nici până în toamnă. Da, tare am vrut. Data viitoare mie o mătură din malai. Uf, Doamne, ce vreme e asta? E o ceață. Burniță, ceață. O ceață care burnițează. E... Uf. Da, vremea în provinciile atlantice. Până în seară o să fie soare, poate și niște fulgere. Dar acum, de vreo câteva zile, așa e vremea. Vara se lasă așteptat. Și am fost la Kent. Corect? Hmm? Și ieri trebuie să fie fugit. O, da, și ieri și alaltă ieri, doar că... Da, vreme o ținut cu noi. Mergi treaba? Nu. Ia. Ufichet. Citem de apă, așa? Nu mai cobor, gata, nu mai vin de pufichet. Gata, coborăm. Numai parcela noastră e uscată. O să-și revină? Da. Ok. Nu a fost odată, dar e gata și nu e mai dată. Prieteni, astăzi e Canada Day. Noi așteptăm să vină cineva la noi. Prietenii noștri. Ne-am pregătit așa cum am putut, am încercat să facem curat toată casa, să mai punem ce era de pus la loc și să pregătim terasa pentru asta. Iată așa. Tare speram să nu plouă, dar nici nu fie soare puternic, fiindcă iată aici. Oh, pare ploaie. Oh, nu. Să sperăm că o să fie tot ok. Aici grilul Gheorghe l-a spălat, l-a lustruit. Să fie gata de atac. Și cu asta, cred că încheiem vlogul. Mulțumim că ați fost alături de noi în toată aventura asta. Când am pornit vlogul, habar n-aveam cum o să termini. Dar mulțumim, mulțumim că sunteți alături de noi. Vă urăm și vouă bună stare. Să vă bucurați de ceea ce aveți, reușiți tot ceea ce v-ați propus. Și ne mai vedem la alte vloguri. Numai bine! Pa, pa, pa!